Ieri seară, înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a pus piatra de temelie pentru o nouă biserică închinată Sfântului Ierarh Nicolae. Noul locaș de cult va fi construit lângă mănăstirea Sfântul Serafim de Sarov din județul Constanța, întrucât paraclisul existent nu oferă spațiul necesar pentru toți credincioșii. Dumnezeu ne cheamă să fim părtași la dragostea sa. Ce dragoste mai mare poate fi decât aceea ca niște familii credincioase să zidească o nouă biserică unde vor intra mulți creștini și își vor găsi aici alinarea, pentru că Dumnezeu va locui aici. De aceea mulțumim lui Dumnezeu pentru acest gând frumos, pentru această ofrandă bine plăcută, pentru dragostea cu care ea a acoperit Dumnezeu pe ctitori, pe miluitori și ajutători la construirea acestei biserici. Mai multe familii care au o evlavie deosebită la Sfântul Ierarh Nicolae vor susține financiar lucrările de construcție la noul locaș de cult. Așa am simțit eu că Sfântul Serafim, chiar m-am gândit în câteva zile înainte că Sfântul Nicolae, să pună Sfântul Nicolae. Și într-o zi a fost potezul, primul potez Nicolae. Și zic, părinte, zic, chiar v-ați gândit bine că eu am vrut Sfântul Nicolae, că soțul meu îl cheamă Nicolae. Și am zis să fie Sfântul Nicolae și așa s-a potrivit. Deci așa a fost să fie. Paraclisul mănăstirii Sfântul Serafim de Sarov a fost sfințit anul acesta pe 2 ianuarie.